Salut! Continuăm proiectul nostru împreună cu cei de la Banca Transilvania. Astăzi suntem în Londra, cel mai mare oraș din Europa și capitala imigranților. Am înțeles că peste 76% din oamenii care stau aici sunt fie imigranți, fie descendenți ai imigranților, așa că trebuie să fie și foarte mulți români. Haideți să-i cunoaștem! Și responsabil ca să ne ducă până în oraș este Mihai. Salut, Mircea! Salut, mulțumim mult! Nu este neapărat o responsabilitate, cât o acțiune de voluntariat. Da. Ajuți orice român, ama, pentru că ești Mircea Bravo. Nu, numai pentru că ești Mircea Bravo. N-am eu treabă cu românii, frate. Exact. Sorry, Romanian, very little. Ok, thank you. Măi, eu aici fac ceva ce se numește minicab aici. Taxiurile alea negre, pe care le știm cu toții. Da. Pentru alea, de obicei, oamenii studiază 4 ani. Pentru că trebuie să știe din cap Londra aproape tot. Dacă ne poți spune câte ore investești în chestia asta și cât se poate câștiga? 5.000, ăsta e grosul pe care eu îl iau. Din ăsta am descăzut niște cheltuieli care sunt cam 1.200 pe lună. Benzină, asigurare la mașină care e 1.000 și ceva la 6 luni și lucrez destul de mult. Deci lucrez 6 din 7, cam 10-12 ore, vineri, sâmbătă, mai mult chiar. În general, emigranții sunt puși pe treabă. Știi, sunt forță. Pentru că nimeni nu pleacă de bucurie. Lucrurile pe care le înveți în România crescând în societatea în care trebuie să te descurci, să te zbați, fără discuții, te ajută ca emigrant aici. Acum cred că suntem în centrul centrului. Păi da, asta e. Noi puteam să o luăm și pe în afara centrului, dar mi-a zis Mircea, hai, du-mă în centru, du-mă în centru. Acum trebuie să plătesc taxa aia de congestion charge, se numește, de congestie. E 11 pe zi. 11 lire? Da, 11.50 chiar. E o taxă ca să ai voie să intri în centrul orașului, nu? Da, este o taxă pe care până la 8 aprilie anul ăsta noi ca șoferi de Uber eram scutiți. Dar au băgat-o de la 8 aprilie și au mai pus încă o taxă. Dacă ai mașina veche și poluează, mai plătești încă 10, doar că se intre. Ne aflăm într-un apartament în zona centrală a Londrei, chiar în zona 1, în mijloc, mijloc. Cristian a găsit un apartament cu 3 camere la 700 de lire, Cristian, cam așa? 4 zile. Felicitări, pe 5 zile, de mă rog, 4 seri, de luni până vineri. Și avem așa, avem un living cu bucătărie, deci nu avem mic dejun, că nouă ne place să avem micul dejun când mergem undeva, dar ne facem noi de acasă și mergem cu burta plină în oraș, știi? Deci prăjitor de pâine, de cafea, deci cașa acasă, televizor, ăsta e living-ul, aici aducem necunoscuți și ne împrietenim. Avem 3 dormitoare. Dormitorul 1, ăsta e pentru Cristi, el e șeful, cu baie, știi că șeful are cu baie, baie proprie, bun. Dormitorul numărul 2, pentru mine mai fraier. Adică, nu, ideea fraierea tot e ceva, știi, adică pat și un dulap unde să spui. Și în caz că găsim ceva fete, ca să nu ne deranjeze la somn, doar nu dorm cu noi, să pot odihni ca oamenii, dorm aici, știi? Suntem într-un pub londonez, aici oamenii de afaceri financiar coboară după ce termină munca și stau la o bere. Și vă rog frumos să auziți zgomotul de pub londonez. Nu este muzică, dar mai mult o să vorbim cu Alexandru. Salut, Alexandru! Salut, Mircea, îmi pare bine! Mulțumesc mult! Tu te ocupi de barul ăsta? Da, sunt manager de un an și jumătate. Da, pot să zic că am grijă de el. E pentru că suntem chiar în centrul Londrei, chiar în City of London. Zona asta e foarte încărcată așa de birouri. După ce termină munca, la 5, pentru că programul lor e de la 9 la 5, fiecare iese în pub la o bere, 2-3. Pe lângă asta, nu e doar tradiția de după muncă, e și tradiția din timpul lunch-ului, din timpul pauzei de masă. Se spune că cele mai bune deal-uri se întâmplă în pauza de masă, când mergi într-un pub și bei o bere și mănânci un pie sau un fish and chips sau un burger și acolo se discută într-un mod așa, într-un mediu relaxant, se discută afaceri și se încheie deal-uri mari. Exact. Ei, pentru că petrec atâta timp în birou, stând pe scaun, în fața calculatorului, când vin aici, dacă le dai un scaun, îl dau într-o parte. Nu, am stat toată ziua jos, vreau să stau în picioare. Exact. Și oriunde i-ar băga, dacă i-ai băga aici, nu și asta de toaletă, să zicem că este foarte aglomerat, dacă un grup de 3 persoane stau aici,
ei acolo stau, nu se mișcă, cu berea în mână și se bucură. Boxea nu e prea nouă, poți să vezi așa pânze de păianjen și... Dar asta e farmecul localului, nu? Dar asta e, ideea lor e să-l păstreze cât mai original. Ce, să că nu mai am voce. Groapă, glumet. În Londra te bazezi foarte mult pe români. Românii sunt foarte harnici. Românii, mai ales dacă ți-i faci ca și prieten, nu o să te lase la greu. Și e mult mai ușor să te înțelegi cu ei. Înțelegi? E mai ușor să investi ceva sau să... Orice, e mult mai ușor. Și atunci suntem 1, 2, 3, 4 care lucrăm în bar și a rămas doar un român în bucătărie. Nu știu, suntem curajoși. Noi, chiar dacă, să zicem, vine un scoțian care când începe să deschidă gura nu prea înțelege jumătate din ce zice, noi suntem așa curajoși, vrem să vedem, bă, ce zice ăsta, ce vrea să zic. O grămadă de șantiere aici în zona Wembley și am auzit o știre conform căreia unul din patru oameni care lucrează în construcție este român. Așa că spor la treabă, băieți. Păi aici sunt mai multe șantiere, dar noi lucrăm în șantier McLaren, lucrăm pentru McLaren. Ok. Și aici avem două site-uri, două proiecte. Unul construim flaturi pentru închiriat și celălalt sunt birouri de închiriat. Bine, în 90% dintre șantiere pot să zic că sunt românii. Cel mai harnici. Britanicii lucrează pe chestii genul ăsta? Lucrează, dar foarte, foarte slăbuți. Nu prea își dau interesul. Treptat, mi-am făcut cursuri și așa am ajuns manager. Deci se poate să urci chiar dacă ești... Normal că se poate să urci, că la început am fost muncitor necalificat. Când am venit aici, acum 12 ani. Și încet am urcat. După un an și ceva de zile am muncit grese faianță și am muncit 8 ani de zile grese faianță. Suntem într-un cartier de case din zona 2 din Londra și o să cunoaștem un român care recondiționează casele londonezilor. Te salut! Bună ziua, bună dimineața! Cum te numești? Ioan este numele meu. Salut, Ioan! Care-i treaba aici? Spune ce se întâmplă. Am început o lucrare de recondiționare și refacere totală, de jos până sus, a acestei proprietăți, 5 camere. Noi, cum ne place nou să zicem, intrăm, rupem tot, facem tot de la început de lux, cum vrea clientul. Câți muncitori sunt înăuntru? În momentul de față avem 10. Dacă ține să crezi, în principiu, astăzi va dormi doamna aici. Da. Va trebui să se mute aici și vă pregăti o cameră sau două, să aibă unde să-și pună haine. Deci totul e contratimp și aici, repede, repede. Exact, e contratimp. Am întârziat un pic, da. N-am avut ce să facem. Casa asta, spre exemplu, are 150 de ani vechime. E evaluată în momentul de față la 1 milion de lire. Doamna vrea să urmeze exact arhitectura care a fost victoriană. Okay. Acum peste 150 de ani și merge cu acele baghete care noi le urâm și le dăm jos, da? Ei le aduc din nou în tren și le păstrează. O mai construi încă după ei? Îi spui un pic să nu mai bată. Adică am înțeles, se lucrează, dar vă și o pauză până la urmă, nu? Trebuie să arătăm un pic, nu? Că se lucrează. Așa. Dar vreau să ți-l prezint pe nenea Dan. Bună, domnule. El este nenea Dan, fost miner. 57 de ani, din? De unde? Petroșani, Uricani. Din Petroșani. Dacă Nelu ne ajută cu faianța asta să terminăm... Domnul Nelu, vă rugăm frumos ca să rămână, să știe lumea că românii sunt punctuale, dau la timp, tot timpul când trebuie. Iar toată pardosiaua asta, scândurile alea vechi, care noi le scoatem și le aruncăm, ei le păstrează. Deci le vom șlefui și le vom da cu lac. Ceea ce cred că colegii au început deja sus. Deci, repet, 150 de ani are casa asta. Dacă nu mă știu, cred că mai mult are. Asta e lemnul ăsta de la mama lor, cum zicem noi. 1800 aici, da? 1800 și un pic. Îl prezint pe domnul Mircea, fost miner și el. A lucrat foarte mulți ani în mină. El acum e mâna noastră dreaptă la bopsit. El e ultima mână. Okay. El iese și cu nenea Ștefan în colțul celălalt din Țăndărei. Și asta e un, cum zicem noi, un beauty original de atunci, de la 1800 și de când e casa. El a făcut opera respectivă, a luat, l-a șlefuit, l-a făcut fiecare fier. Da. Clienta n-a știut, era o boxă, da. N-a știut clienta și când am dat jos, wow, 8000 de lire, mulțumesc! Șlefuiți-l pe 200, mulțumesc! Suntem aici cu George, te salut! Salut! Ce faci, care-i treaba, cum merge munca pe aici? Respir greu! Este muncă din greu, dar totodată se câștigă destul de bine. Da? Da. Tu de ce ești responsabil aici? Sunt handyman. Ok.
Câte un pic din toate. A, ești românul. Da. Ești românul de la... Exact, de la exact. Asta se caută. Da? La români, asta se caută câte un pic din toate. Un om mai universal care se știa. Exact, exact. Și chestia asta le lipsește la britanici. Ei nu au chestia asta. Ei nu fac așa ceva. Ei sunt puși pe plumbing, nu mai plumbing fac. Instalații. Nu mai pe instalații. Nu o să face el și aia și aia și electric și construcții și nu. No. Eu făcând de toate nu le fac la fel de bine cum le-ar face un singur om pe aceeași meserie. Sunt mai specializați. Exact, mult mai specializați. Cel mai bun la faianță. Exact, nu ceea ce căutăm la noi. Bun la toate. Uh-huh. Nu pot să le iau pe ăla și aici nu e ca la noi. Ascunde-l pe ăla, nu l-a angajat, dă-i minut pe economie, 4 ore, chestii genul ăsta. Nu, aici trebuie să fie toată lumea angajată. În Londra e foarte simplu, de fapt în general în Marea Britanie, e foarte simplu să deschizi o firmă. Durează 5 minute online. Ok. Mincea Bravo Ltd, da? Limited Company, da? Okay. Deci limited, adică cu răspuns, exact, ceva de genul, cu răspundere limitată. 5 minute, după aia ce faci cu firma? Da, da. Unde te duci? Ce faci cu ea? Cel mai important, networking-ul ca să primești, să găsești clienți sau... Da, da. Networking-ul. Există aplicații da. pe site-ul și, și pe telefon și site-ul separat. Se numește My Builder. Acolo îți pui toate datele tale și după aia lumea te sună. John și cu Mary, spre exemplu, stau în casă și la un moment dat oamenii zic, hai mă să ne schimbăm și noi bucătăria. Se intră pe site-ul respectiv și spun, John și Mary vrem să facem aia. Apoi, site-ul respectiv e un algoritm care trimite la 5 builderi. Am înțeles. Român, columbian, polonez, grec, orice. Și atunci 5 nebuni se prezintă la ușa lui John și Mary. Bună ziua, am venit noi pentru a fi prezenți aici, plătim 30 de lire. Uh-huh. Deci trebuie numai să fiu prezent, nu am garanția că iau jobul. Am înțeles. Am venit o dată cu turma, în 2007, cum okay. îi zic eu. Și un prieten de-a meu de la Iași și m-a introdus în șantier. Nu mai văzusem asemenea nivel de șantiere de alea mari. Și atunci am început să-mi cumpăr primele scule după 2 luni. Chiar dacă nu eram șantierist și n-am fost niciodată. Și ușor, ușor, fără să-mi dau seama, a început să-mi placă. Noi am venit aici să muncim. Altceva zic că să fii mai cu tupeu. Uh-huh. Ca să faci următorul pas, trebuie să ai tupeu. În rest, muncă. Și care e planul cu? Vrei să te întorci în țară? Vrei să... Nu. Nu. Din păcate sau din fericire, nu știu unde să... Suntem de 12 ani în Marea Britanie și eu și soția mea ne-am cunoscut acum 10 ani de zile. Am făcut nunta anul ăsta aici. Nu. Londra e pentru noi, e mereu când ne mergem și intrăm la graniță, acolo la avioane, știi, când intrăm în aeroport. De unde vii? Vin din România. Și unde mergi? Mă duc acasă. Da, deci okay. mereu le zic că eu m-am întors acasă, aici e casa noastră. Și acum ești ăștia. Repet, e din păcate sau din fericire, cum vreți voi. Hello. Hiya, how are you? Yeah, I'm fine. Are you fine? I'm alright, thanks. Yeah, cool. See you later. Bye. Astăzi o să mă răsfăț. Am găsit un român care stă în Londra și care face masaj. Îl cheamă Antonio. Așa. Salut! Salut, Antonio! Mircea! Nu să te cunosc? Salut! Uite-l pe săracul Antonio cum a venit cu masa de masaj după el. În Cluj nici cum nu reușesc să fac masaj, că știi care e faza? Tot timpul zic, nu, acum vreau și nu se poate mai vreo 3-4 zile. Da, nimeni aici, nu e... Aici în Londra cum? Se poate așa pe loc? Da, se poate pe loc. Eu lucrez pentru Urban Massage aici în Londra și poți să-ți faci booking, te uiți care terapeut este valabil în zonă, de obicei sunt vreo 4-5. Deci o aplicație? Da. Și prin aplicație, dacă acum vreau, mi-a dat cine e în zonă, nu? Exact, și în maxim 40 de minute cineva ajunge la tine ca mâncare, ca Deliveroo sau Uber Eats sau toate astea. Deci tu ești profesionist pe chestia asta, nu? Da. Ai ceva specializare? Am studiat 3 ani de terapie sportivă. Între timp m-am specializat și pe deep tissue, ca să se cere mai bine. Deep tissue? Adică un masaj mai un pic mai dureros decât... De ăla vreau, de ăla îmi place și mie. De ăla trebuie. Am înțeles, te-aș și ajut? Da, mersi, fain. Cât e o oră de masaj în Londra? Nu știu cât plătesc clienții, nouă ne vin undeva la 38 sau ceva de lire. Și ce trece de peste ora 5, deci la undeva la 40-45. Tu poți să trăiești decent cu chestia asta, cu masajul, mă întrebați. Da. Nu ai niște clienți asigurați, dar vin. Nu știu niciodată, poți să ai surprize să nu fie niciunul într-o zi, dar de obicei sunt maxim 3-4. Probleme de sănătate, ceva? Nu, mi-e bun capul. Ce-am zic unii, dar pe rest...
Ok, na, bine, pune-te atunci cu fața aici. Ok. Atent. Ai. Bă, ce greu să fie să nu pot vorbi, atat mi-e greu să nu pot vorbi. Cristi, întreabă tu că... Da. Și așa, și cum ți-e? Cum da, îți place? Mai tare? Mai încet? De ce? Mulțumim. Partea cea mai bună pentru ce am făcut eu, că mi-a oferit foarte multă practică. Adică practica chiar s-a făcut, examenele tot practice erau, foarte puține examene scrise am avut, cei care erau scrise erau mai multe eseuri, adică nu era nimic gen cum se dă test la noi. Nu știu, noi suntem un pic mai descurcăreți, ne descurcăm un pic în cam toate situațiile, ei se panichează foarte repede, au așa o frică de necunoscut, le frică dacă nu știu, ei trebuie să aibă prestabilit ce fac în ziua respectivă, adică trebuie să aibă, la ei nu există devieri de program așa mult. Noi mai mergem cu valul, așa. Noi suntem mult mai direcți și mult mai aspri când vine vorba de un lucru care nu ne place, de exemplu. Un englez nu o să zică niciodată că nu îi place ceva neapărat, o să zică că e foarte fain ce faceți voi, dar e pentru mine sau ceva de genul. E cumva așa foarte diplomați. Deci m-au făcut să-mi dau seama cât de încordat a fost, n-am știut că s-a încordat, o pușca pe acolo niște treburi, a fost fain. Bine, că ar fi tu vrut să dureze 24 de ore, dar până nu știi cum e. O să jumătate de oră gratis, după aia pe bani. Chiar în acest moment suntem în Leicester Square, o piață, după cum se poate vedea, destul de aglomerată. Aici te poți face de râs că în momentul în care vii mâine ești ca nou, nu te mai știe nimeni. Noi am ieșit pentru că o să mergem la un stand-up comedy românesco-britanic, pentru că o să ne întâlnim cu Radu Isac. Please give a very, very warm welcome to Radu Isac! Hey! Anybody here depressed? Now? Okay, well, you will be. Just give me like 5 more minutes. Radu, felicitări pentru act. Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc că vin muncitorii care lucrează în construcții în Londra sau în alte domenii, în informatică, dar chiar în stand-up se pot... e altă limbă, nu-i și alt umor, nu-i greu. Eu zic că e același umor, diferă un pic limba și cultura până o prinzi din urmă. În Londra e și foarte cosmopolit, adică cumva dacă îți place Europa și lumea, te descurci în Londra, dacă urmărești cât de cât Netflix-ul. Mm-hmm. Tu ai venit în Londra pentru ca să lovești de peștele mare, ca să le devin transformat sau că aici poți să ai mai multe oportunități sau pentru că îți place mai mult viața de aici? Din ce cauza ai venit până la urmă în Anglia? Vreau o schimbare, efectiv o schimbare și aici parcă fiind multe cluburi, asta îmi place foarte mult, mie nu-mi place să am șef. Mi-am și dorit să fac comedie și pentru motiv principal pentru care am vrut să fac asta era că nu vreau să am treabă în timpul zilei și atunci vreau să-mi acord 5 ore pe zi în care să nu fac nimic. Cum întrebarea clasică de român, se câștigă din stand-up, poți să supraviețuiești, știu că chirile sunt exagerat de scumpe Londra, așa că... E ca la... Cred că se poate că și cam mai prost ca în construcții și mai bine ca în construcții, depinde cine ești. Dă-mi o cifră, că da, la Romule trei o cifră. Zic așa, 100 de euro? 100 de euro? 100 de euro sau lire? 100 de lire? Da. 100 de lire pentru un show. Da, da, poți fi și euro, nu e așa precisă cifra pe care am dat-o. Dacă vine Brexit-ul, da? Dacă zice, bă, cam trebuie să plecați voi ăștia care nu sunteți britanici, ce faci? Nu știu, parcă n-aș vrea să mă întorc în România, pentru că am investit deja în anul ăla de probe aici. Ok. Dar cred că acum am un CV destul de ok încât pot să mă duc în alte țări care vorbesc engleză. Suntem într-un bloc de apartamente din nord-vestul Londrei și o să ne întâlnim cu Vio, care e o agentă imobiliară și să ne arate un penthouse. Cât costă și deliruri, pentru că v-am spus, apartamentele sunt foarte scumpe în Londra. Salut, Vio! Salut! Ce faci? Bine, tu? Eu să știi că sunt entuziasmat să văd penthouse-ul ăla, că de-abia am văzut în Cluj o două. Deci dai seama, în Londra trebuie să fie tare, tare și foarte scump. Lifturi din astea nu vezi la noi în țară. Una dintre terase. Tare. Poți să faci plajă, dacă nu ești pudic. Da. Și toate dormitoarele sunt cu dulapurile incorporate și au baia proprie. De închiriat ăsta noi l-am estimat undeva între 3.000 și 3.500, depinde de timpul pieței. De vândut a fost estimat undeva între 900 și 1.200.000, acum totul depinde de la fel, piață, timp și...
Okay. În principiu, în care, cum ți-am zis în mesaj, asta e o zonă nu numai de evrei, este și zonă de studenți, că este Middlesex University, care este foarte renumită acum în artă și film și așa mai departe. Și majoritatea studenților, de exemplu, avem foarte mulți studenți din Asia, foarte mulți chinezi, sau avem foarte mulți studenți din țările arabice, care vin, plătesc un an chirie, că nu interesează și că e pur și simplu la 5 minute de mers de universitate. Ceva tată șeic, bogat, care da. Trimite pe copil exact, la studii exact. În Londra. Avem o grămadă de ea, da. Piața cam o stagnat în momentul de față, în sensul că lumea nu mai vrea să cumpere pentru că nu știu care o să fie rezultatul Brexitului. Mulți nu mai vor să se mute, că zice mai bine stăm aici unde suntem, că da, nu vrem să știm. Și în momentul de față piața e un pic mai stagnează, că și în 2007 când a fost criza, în 2007-2008 mi se pare, când a fost criza financiară și piața a stagnat, toată lumea a avut impresia că o să pice unde eu cred sau nu. O luat în sus dublu. Hai să luăm un exemplu. Eu vin aici, am banii și uite, eu îți dau 3.000 de lire pentru apartamentul ăsta pe lună. Da. Dacă îți dau 3.000 pe lună, atunci tu cât încasezi? Agenția ia între 8 și 10% din ăștia 30-30. Între 3.000 și 3.600 e agenția. Și dacă te sun clienți, uite, la 8 jumate seara vreau să văd apartamentul, aici sunt liber. Te duci, zici, îmi cer scuze, nu pot. Da. Totul depinde și ideea e... Munca grea întotdeauna va fi răsplătită, înțelegi? Și atunci dacă într-adevăr vrei să faci bani și la sfârșitul lunii ca să ți se vadă comisionul, partea mea e că nu am familie, adică nu am copii, nu am o familie la care vreau să mânc acasă. Și românul vrea să muncească, dacă este serios, românul vrea să muncească, românul vrea să facă, românul e proactiv, românul nu vede ca, scuză-mi expresia, ca vaca în față, românul vede și stânga-dreapta. Suntem într-un cartier londonez de case, cu cărămidă roșie și vreau să spun că și aici există oameni care dau cu bor mașina dimineața și... No, deci nu vă simțiți că România e altfel, da? Deci așa e peste tot și o să cunoaștem pe Alexandra care locuiește în această casă. Am vorbit cu ea de cealaltă parte a ușii, dar o să ne prefacem. O joacă și Alexandra. Hei! Ce faci, Alexandra? Hey. Salut! Mulțumim mult că ne-ai primit! Grazie. Londra! Asta e dormitorul meu și al lui Nicolae, prietenul meu, care e încăpător pentru Londra, unde se mai stă și în spații mici de obicei. Am locuit în centru un an, dar plăteam 1500 de lire lunar pe chirie. Și a fost mai mult așa o dorință de început, cred că un moft. Hai să vină și mama, am vizitat, hai să vină și prietenii și după ce a fost toată gașca, după un an și ne-am consumat toți bani, am zis, știi ce? Nu vrei să... Și după v-ați întors. Bun. Da, după un an am să stăm și ne într-o casă împărțită, că până la urmă nu vii doar să... Și asta cam așa se practică aici, nu? Și da, cam așa se practică, în mare parte da. Adică la noi chiar a fost un moft, recunosc, și cred că de asta nici nu... Și aici cât se plătește? Aici plătim 1000 de lire. Ok. Ceea ce pentru noi e mult mai ok, în sensul că economisim cei 500 de la chirie și încă 100 pentru transportul lui, că lucrează chiar în zonă. Suntem singurul cuplu din casă. Ok. Restul sunt individuali. Locuim cu 4 britanici, o franțuzoaică și o poloneză. Mai și aici e grădina, unde mi-am petrecut toată vara. Deci am recuperat cei 10 ani în care am muncit prea mult. Pare chiar o oază din asta, știi? Sincer, da, chiar da, e. Și stau în hamac foarte mult timp și... Și spui un pic ce ai lucrat în țară și ce lucrezi aici. Vreau să văd cum e trecerea asta. E foarte interesant că e diferit total. Okay. Acasă am lucrat 10 ani în televiziune, dintre care ultimii 5 în Pro TV, pentru producții precum România au talent, Vocea României, Masterchef. De când m-am mutat aici lucrez în educație cu copii cu autism și cu adolescenți. Și pentru că în sistemul lor de învățământ există din 2 în 2 luni vacanță, o săptămână, două în funcție de fiecare școală, am avut timp liber. Îmi doream să evoluez internațional și să simt că mă pun în situații noi, pentru că acolo mă plafonasem. A fost fain, dar în același timp simțeam că asta a fost. Dar a venit și motivul ăla personal, ușor ciudat pentru părinții mei când i-am anunțat. M-am îndrăgostit în avion în drum spre Londra. El locuiește aici de 5 ani și atunci venise într-o scurtă vacanță, era 8 martie. E așa, mi se pare normal ca... Fata să vină după băiat dacă este un bărbat hotărât. Așa, un bărbat hotărât. Și ăsta chiar a fost un bărbat hotărât. Eu până acum am schimbat, nu știu, în București, am stat singură în vreo 4 case, aici deja am schimbat 3, cu ce am mai schimbat în Cluj cu ai mei, nu știu. Pentru mine acasă a devenit efectiv oriunde mă mut și mă simt bine.
nu mai am nici atașamentul de obiecte foarte mare, să zic, mamă, e casa mea și dacă mă mut în altă chirie, ce se întâmplă? Sau astea sunt hainele mele? Sau... După ce m-am întors din India, am dat 90% din obiecte moca și m-am mutat aici cu două trollere. Okay. Adică, din punctul ăsta de vedere, clar funcționez diferit decât mama și tata, care mă întreabă dacă nu mă întorc la Cluj și dacă nu... Da. În Londra, transportul în comun e cel mai ușor de folosit din toate capitalele în care am fost până acum. Îți trebuie doar un card contactless, te duci fain frumos, ai pus aici și ai trecut. Aici cardul ține loc de bilet. Dacă vine un controlor să verifice, îți scanează cardul și poate vedea dacă ți-ai plătit călătoria. Suntem lângă Londra, în cel mai mare parc industrial din Europa și astăzi ne întâlnim cu Mălin. Salut, Mălin! Salut, salut, Mircea! Care lucrează în domeniu... Lucrez la Camera de Comerț Tamsoa-Lee Chamber și acopăr vreo 5 județe, ca să le zic așa, Oxford, Swindon, Heathrow, Reading. Am auzit de astea. Ne duce înăuntru să ne prezinți ce e pe aici? Da, cum sunt. Perfect! Haideți! Oamenii sunt la prânz acum. Hello, Peter! Camera de Comerț se ocupă cu... o grămadă de lucruri, începând cu promovarea companiei pe plan local, apoi reprezentarea lor la nivel regional, adică noi facem lobby pentru companiile noastre în fața guvernului, participăm la evenimente ale guvernului la Londra. Pe lângă asta ajutăm companiile să se extindă internațional, ajutăm companii străine să vină să aterizeze, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, în zona în care ne aflăm noi. Adică noi suntem legătura companiilor mici de la colțul străzii care vor să exporte cu camerele de comerț din Thailanda și putem să cerem o listă de agenți care pot să vândă produsele noastre de aici în Thailanda. Asta e un exemplu simplu. Lucrăm cu o grămadă de companii foarte mari, cum ar fi, BMW, BMW-ul, își produce mașini aici, Honda e un business alliance de-al nostru. Apropo, a decis să plece după Brexit să-și mute fabrica, dar oricum, sunt aici, lucrăm foarte aproape cu Heathrow. Există profesioniști, mai ales din cauza educației. Avem unele dintre cele mai mari universități, Oxford, e în regiunea noastră și e cea mai bună universitate din lume, al doilea sau al treilea an la rând. Și automat, când ai centru de excelență pentru educație, ai și oameni foarte capabili. Și ăsta ar fi unul dintre punctele pentru care oamenii ar veni aici. Plus că e o insulă, ai ieșire către orice țară din lumea asta cu vaporul. Ai Heathrow care îți oferă o legătură aeriană cu orice loc din lume. So we're talking with Mălin Boss. How my name is Mircea. Hi, I'm White. How is Mălin at work? Mălin, he's okay. No, he's very good. He's very positive, yes. Interacts with all the team. He's enthusiastic about everything and he basically wants to learn a lot, yes. And do as much as possible. Postul pe care îl ocupi tu, nu e un post care în general e ocupat de britanici, adică britanicii sunt cei care văd, adică îi văd. Am auzit că ar ocupa posturile financiare. Nu e neapărat adevărat, adică aici se folosește foarte mult meritocrația. Nu contează ce naționalitate ai sau ce religie, important e să știi ce faci și să fii bun la ce faci. Românii au o problemă în a se simți inferior și de multe ori nu aplică pentru poziții pentru că ei cred că nu sunt de ajuns de bun, nu știu destul engleză. De multe ori ei vin doar să facă bani și ca să faci bani, într-adevăr, în domeniile de genul ăsta, trebuie să muncești mult timp și să crești treptat. Okay. Și majoritatea românilor vine aici să-și facă o căruță de bani cât mai repede posibil și atunci aleg joburile care le oferă asta. Nu se gândesc pe viitor, nu se gândesc ce o să fac eu peste 5 ani după ce fac suma aia de bani. E mișto să ai o sumă de bani pe care o să o vrei, dar după ce să o faci, ce se întâmplă cu tine? Nu crești și dacă vrei să te duci oriunde altundeva să poți să fii la același nivel? Și am venit în Anglia cu 5 ani și ceva printr-o firmă din Cluj cu un contract într-un care home. Am avut grijă de oameni cu probleme mentale. Majoritatea erau destul de periculoși din pușcării, oameni care nu suportau detenția, erau trimiși acolo și am lucrat un an și ceva în domeniul ăla. Deși aveam o facultate, știu că în România se spune des asta, eu am facultate, cum pot să lucrez asta? Important e să știi ce vrei, eu nu voiam bani, eu voiam să cresc, să mă fac mare. Și am făcut asta un an și ceva, am depus sute de CV-uri, am avut primul meu job, a început ușor, tot Camera de Comerț o alta, cu 30 de ore pe săptămână, un salariu minuscul, nu prea mi-ajungeau să trăiesc. Și în 4 ani de zile mi-am triplat salariul și am ajuns pe poziție mult mai înaltă și fac lucruri mult, mult mai mari
care îmi plac. Dacă ar fi să recomand cuiva să vină să încerce să locuiască în Marea Britanie sau să lucreze aici, cred că l-aș recomanda nu Londra, pentru că e foarte aglomerată și foarte scumpă, l-aș recomanda să vină undeva lângă, gen Slough, Reading, Windsor. Chiriile sunt puțin mai mici, ești foarte aproape de centrul Londrei, ești la o oră jumătate de mare dacă vrei să te distrezi, ai cele mai multe pub-uri, locuri pentru turiști, locuri în care să te simți bine, restaurante, ai Windsor. Avem în spate castelul Windsor, reședința oficială a familiei regale și cel mai vechi castel locuit. De aici vine și numele dinastiei Windsor. Și motivul pentru care mă aflu aici e pentru că trebuia să mă văd cu regina, dar bineînțeles că am ajuns aici și acum mi-a dat sin și nu mai răspunde. Așa că ne refugiem la o bere. Mâncarea indiană e bună, aromată, dar nu știu dacă aș putea să mănânc asta în fiecare zi. Dar în general, mâncarea în Anglia nu e prea mâncarea lor. Fii și în chip pe care l-au luat de la belgeni, că l-au inventat. Și au shepherd pie, care e o plăcintă cu carne tocată. Se face în toată lumea, adică nu numai aici. Eu fac cu cucerină, eu lăsa pe mâncarea pentru ceilalți. Da. În timp ce îmi puneam de mâncare de tot, a venit domnul, ne-am salutat, românește, eu sunt Mircea. Cătălin. Salut, Cătălin. Cum e viața la Londra? Pentru mine e bine, pentru unul, eu sunt unul dintre norocoșii. Am chirie mică, mâncare, după cum vezi, mă la restaurant, adică gen, nu plătesc pentru doar cheltuielile care le fac eu. În rest, totul e... Paradoxul este că mie mi-a plăcut meseria asta. Știi, am făcut-o exact când am ajuns în Anglia. Okay. Asta a fost primul job pe care l-am găsit, de fapt. Și... banii, contează foarte mult banii, diferența de salariu acolo și diferența de salariu aici. Aici gen rămâi cu ceva acolo, dacă munceai doar să trăiești, de fapt. Sunt deja de câteva zile în Londra și peste tot am plătit doar cu cardul și toți dinaintea mea plăteau cu cardul și n-am văzut la nimeni cash. Deci Londra nu prea e cu cash-ul. Pentru asta să vorbim cu Ovi, să ne spună care e treaba. Ceau, Ovi! Suntem într-un magazin de telefonie mobilă, nu? Da, eu lucrez în management, sunt assistant store manager și de un an și jumătate lucrez aici în companie. Și tu ai ceva cash la tine în momentul ăsta? Nu, n-am deloc cash la mine. Când a fost ultima oară când aveai niște lire la tine? Bă, nici nu mi-am amintesc, dar și când am, abia aștept să mă scap de ei. Deci dacă am o liră și ceva costă 6 lire, deci dau o liră și mai plătesc 5 cardul numai ca să mă scap de cash. Okay. Fiecare persoană care ajunge în Anglia, în primul rând își face un card bancar, okay. Știi? Are o dovadă de adresă și cu cardul ăla bancar poate să își ia tot felul de lucruri în rate. Cât de ușor pot să-mi cumpăr un telefon de la voi, pe abonament? Tu pentru asta ai nevoie să-ți construiești un pic de credit score. Ce înseamnă asta? Tu trebuie să ai împrumuturi și pe care să le plătești la timp ca să ne dovedești nouă că ești bun platnic și astfel încât să îți oferim noi încrederea că poți să primești telefonul respectiv. Deci aici, deci tu poți să fii milionar, da? Tu poți să ai 1.000.000 de euro în cont, dar nu poți să-ți iei un telefon la abonament. Deci practic statul are acces la toate chestiile pe care le plătești, nu? Cu cardul, da. Cu cardul. Și în funcție de asta poți să-ți dai seama că ești un bun platnic sau rău platnic și să-ți dai un rating, nu? Da. Și în funcție de asta tu poți să-ți iei în continuare credit sau poți să zic că statul poți să zic că stai pe bar câteva luni, plătește până la final ce ai de plătit, apoi în continuare sigur că poți să-ți iei credit. Dacă ești serios și plătești totul la timp, poți să-ți iei, nu știu, o rată la o mașină sau de ce nu la o casă, știi? Tu știi că în România oamenii să aibă cash, să aibă bani gheață la ei. Cum ai vedea un sistem de genul ăsta implementat în România? Eu zic că în timp ar merge cumva să-l implementăm, dar să meargă alternativ cu cash-ul, știi? Cumva să facem și credit score-ul, să ruleze și programul ăsta, sistemul ăsta de credit scoring, dar să-i oferim posibilitatea românului să meargă și cu cash-ul, știi? Și ușor să facem un pic de educație. Că așa fac și ei, educație, că nimeni nu s-a născut învățat. Și te întorci în țară? Da, eu vreau să mă întorc în țară, da. Eu zic că românii trebuie să ridice România. Că tinerii plecați în sănătate, ăștia au șansa să ridice România, da. Suntem în Camden, o zonă din Londra, o zonă a artiștilor și vom cunoaște chiar un artist român. Te salut, Mircea. Bună, Mircea, îmi pare bine. E un pub dezafectat în Camden, care e cam luat de artiști ca spațiu de repetiții, ca spații de creație. Întotdeauna mi-am dorit să fac actorie în Londra și am dormit pe podeaua unui prieten pentru 4 luni, cât timp așteptam să văd dacă am intrat la una din școlilor de actorie. Am lucrat de când am absolvit în filme scurte, în spectacole de Fringe, am făcut roluri mici în televiziune, roluri în radio,
practic poți să faci în orice și da, poți să te întreții din actorie, depinde și cu care e stilul tău de viață, okay. Dar poți să trăiești dintr-un rol de televiziune. În același timp poți să faci un rol care îți place mai mult decât rolul ăla de televiziune și care te reprezintă mult mai mult și să nu trăiești nici măcar o zi din banii pe care ai luat, dar să-ți hrănească sufletul și asta e tot ce contează. Și în momentul de față, care e stadiul? Ce se întâmplă? Care e următorul proiect din viața ta? Mă bucur că mă întreb, Mircea. Pentru că în momentul ăsta am scris o piesă de teatru care se cheamă Greenleaf Jasmine. Greenleaf Jasmine înseamnă foaie verde ialsomie în engleză. La fel cum Maria Forrester înseamnă Maria Păduraru în engleză. Și spectacolul e vorba despre cum e să fii român în Anglia. Și e ca un spectacol al reînceputului. Cum este să-ți începi viața de la zero? Și-mi pare rău că nu-s eu alesul tău. Asta e experiența mea și asta mi-ar plăcea foarte mult să transmit și mi-ar plăcea să, ca oamenii să vină și să vadă o experiență pe care sigur și ei au trăit-o și știu ce înseamnă. După cum probabil știți, Londra e cam scumpă și mâncarea e scumpă, dar avem norocul român și l-avem aici pe Adrian. Salut, Adrian! Salut, Mircea! Care m-a invitat la el acasă, la familia lui, ca să mă și hrănească și pe mine și pe da, Cristi. Clar, le-am găsit cu taxiul pe drum. L-am adus gratis. Spune-ne un pic unde ne aflăm în momentul ăsta. Ne aflăm în Bexley Heath, un pic în afara, nu chiar în afara Londrei, în marginea Londrei. Și ce să zic? Haideți să nu intrăm. Salut! Eu sunt Mircea. Și mai cum? Și mai cum? Spune, eu sunt Julian. Julian? Bună, vă salut. Madalina, îmi pare bine. Mircea, încântat, mulțumim că ne-ați primit. Adrian s-a tot laudat că ne-a așteptat cu mâncare și treburi de genul ăsta. Sarmale, mă, sarmale. Cam poți să sarmale. Mulțumim mult. Wow, un spațiu larg. Asta e living-ul, e mai mult pentru copii, nu e neapărat, știi, pentru noi. Asta e să fie cât mai liber, așa cât mai mare. Și noi avem două dormitoare sus, o cameră mică, box, care pentru copii. Și living-ul ăsta contează foarte mult. Și bineînțeles, grădina, poți să arunci o privire acolo. Rumenia, castraveți și Rumenia roșii, uite acolo. Păi să trebuie vădute bine. Asta e hobby-ul lui socru și al lui socră. Roșii românești în Londra, da? Asta trebuie să fie în muzeu pusă. Da, și acolo castraveți, căpșuni. Ai barbecue, grătar acolo mai spate. Barbecue, da. Ne poți spune cam cât e chiria pentru o casă cu grădină? Cu scump, scump. Mă, chiria la casă asta e 1400. De lire, nu? Da, okay. Pe lună. E rezonabil pentru zonă, pentru că, cum am zis, e family friendly, multe parcuri pe aici, open space. Uh-huh. E ok, sunt case care, de exemplu, în părți mult mai populate ale Londrei, unde se închiriază mai tare, de exemplu, casa asta poate să meargă la 1800 sau 1900. Este greu sau este scump să-ți crești un copil în Londra? Din punctul meu de vedere, nu, dar sunt fel și fel de oameni. Adică dacă vrei să-l crești la un anume standard, da, poate să fie foarte scump. Depinde cum te uiți la viață. Adică... Copilul nu trebuie să aibă cea mai scumpă chestie, nu trebuie să aibă tot, nu trebuie să aibă decent, siguranță și să-l înveți alte chestii. Adică aici foarte multă lume, de exemplu, când ajungi la stagiu să ai copii, te gândești în ce zonă vrei să stai și te uiți înainte să iei casa, te uiți la review-urile, la grădinițe, la chestii de genul ăsta și mult, de exemplu, sunt zone și mai bune ca astea și, de exemplu, prețul la casă poate să fie mult mai mare din cauza că sunt anumite grădinițe sau anumite categorii de oameni în zona respectivă, nu neapărat ce lux are casa, știi? Prima dată am venit eu, am stat vreo 2-3 ani pe aici cu gândul că mă duc în România înapoi, că venim aici toți cu un total diferit gând. După ce am adus eu pe soția, ne-am combinat aici, potrebuie să ne căsătorim, socrul vreau să vină direct, deci ei nu mai plec cu România, nu a fost o situație foarte fantastică pentru ei în România și le convine mult mai tare să vină aici. Plus că vor să fie aproape de fiica lor, bineînțeles. Vrem să luăm o casă acum, e mai greu până strângi depozitul, că rata la casă poate să fie chiar puțin mai ieftin decât chiria. Ceea ce e puțin șocant, dar e pasul ăla foarte greu, care lumea nu e în stare să-l facă sau nu interesează să facă. Foarte multă lume pur și simplu nu interesează să facă pasul respectiv, știi? Britanicii nu sunt așa mult cu dreptul, cu proprietatea, adică nu vor neapărat să fie. Nu, ei se simt că mai bine au, nu știu, 50.000 în cont și să nu se lege la cap, știi? Deci stau mai safe cu gândul ăla și bă, închiriez, plec, ori poate plec în Spania, poate mă mut în altă parte a Angliei, să nu aibă bătaia de cap, să închirieze casa, să o vândă. Sunt foarte mulți care trăiesc așa. Pe mine mă șochează treaba aia. Cum să simți gustul românesc în Londra? Avem în față două sarmale și după cum vedeți, e pe stil românesc, adică sunt mari.
Nu? Da. Și ne apucăm de treabă. Îți mulțumesc mult pentru masă. În ultimul rând, la Socra trebuie să-i mulțumim tot timpul, dar da? Socra are mare valoare. Să nu uităm treaba asta. Mulțumim Socrei lui Adi pentru... Așa, Socra face sarmale foarte bune. Cristi, lasă camera și ia și mâncă. Să te punem sau să nu te punem? Să te punem în mașina lui. Aici stai? Ok, să vii cu mașina și în țară, bine? Mulțumesc, distracție faină. Suntem în Edgeware, un cartier plin de români la tot pasul și am venit să mă tund aici. Te doresc cu Radu, frizer de 13 ani și împreună cu ei mi-am deschis frizeria asta acum 2 ani. Avem și, în proporție de 60% români, da? 70% români, restul străini. Am văzut că tu aici ai făcut mai mult decât un, pur și simplu, o frizerie sau cum se zice, că ai un DJ aici, ai niște scaune comode și... niște băuturi aici, ai încercat să faci ceva mai mult de... Exact, am încercat să ieșim din tipar, am încercat să facem în așa fel încât atunci când venim la muncă să ne simțim bine, să nu ne lipsească nimic, nici măcar muzica, nici măcar băutura, prietenii, clienții sunt foarte mulțumiți, sunt foarte fericiți. Tocmai din motivul ăsta revin la salon odată la 2-3 săptămâni. Și știm că Londra e capitala serviciilor. Aici serviciile sunt mai scumpe, da? Exact, sunt un pic mai scumpe, pentru că și chiria e mai scumpă și produsele alimentare sunt mai scumpe și motorina și benzina. Am înțeles. Și cât e un tuns aici? Tunsul normal este 25 de lire, cu barbă 35 de lire. MB, în primul rând, vine de la Mircea Bravo, am fost sponsorizați direct de el, dar pentru că nu și-a dorit să dezvăluim această chestie, am zis să punem și un undercover name, adică Master Brothers. Om deghizat un pic, așa, da. Cu șustă. Cu mare drag o să te tunzi gratis astăzi. Și bam, stau viitoare tot aici, să iau violul frumos. Deci, tocmai s-a finalizat, sunt un om ca nou. Am o întrebare, ceva manual de instrucțiuni. Cum se folosește freza? Freza? Da. Te trezești dimineața. Da. Ok. Și gata. Bun, așa. Duș, cam cât de des recomand? Eu sunt cam o dată la 3 zile. E ok? E un pic prea mult. Cam la 2 săptămâni aș fi indicat. Și o dată la 2 dușuri mă spăl și pe cap. Exact. Nu are o să forțăm chiar așa. Da, nu în fiecare. De acum vlogul va deveni mult, mult mai sexy. Cele mai bune universități din lume sunt în Anglia. Automat, asta atrage și mulți tineri talentați din România să vină la facultate aici. Ia. Salut, Claudia, sunt Mircea. Salut, Mircea. Aici e facultatea ta sau universitatea ta? Da. Ce facultate este? Asta e facultatea mea, City University of London se numește. Și eu sunt student în anul 1 la jurnalism. Am ales această facultate pentru că, în principiu, cursul e practic. Fac foarte multă practică. Din aproximativ 15 ore pe săptămână, cam 10 sunt de practică. Și toți profesorii de la curs sunt jurnaliști cu experiență, jurnaliști care lucrează la The Guardian, la BBC, inclusiv pe cursul de photojournalism, de audio, de video, de scris, de online, indiferent, toți sunt cu experiență, toți lucrează în domeniul de ani de zile. Și acceptă cumva chestia asta cu online, cu videoblogging, da, văd ca da, ceva da. Ok? Chiar pun foarte mult accent pe asta pentru că au observat și ei dezvoltarea din ultima vreme și au zis că e ceva de viitor și l-au inclus în orar. Cât de scumpă e o facultate în Londra? 9250 de lire pe an. E scumpă, dar există opțiunea de student loan, împrumut pentru studenți, care îți acoperă toate studiile. După ce termin facultatea și mă angajez, după ce ating o anumită sumă în fiecare an, o să-mi ia... 1000%? Da, da. Uh-huh. Dar nu mult, în jur de 10-15 lire pe lună. Ok. Nesemnificativ. Deci tu stai în cămin și plătești o taxă? Da. Ce să vă? În jur de 200 de lire pe săptămână. Pe săptămână, ok. Dar am cameră proprie, am baie proprie și doar bucătăria e la comun, uh-huh, cu alți 10 studenți. Vine seara în Londra și vrem, nu vrem, ni se face foame. Așa că ne-am gândit unde putem mânca noi mai bine decât la niște români. Cred că mâncăm cel mai bine și cred că cel mai ieftin. Sper că e gratis, cam numai 20 de lire, să nu-mi facă vreo surpriză românii care m-au invitat. Așa că să mergem înăuntru să mâncăm. Yay! Bucătarul nostru de astăzi este Cătălin. Salut! Bună, Mircea! Mulțumim mult pentru invitație. Spune, ce o să mâncăm în seara asta? Dă-ne o recomandare. În seara asta o să mâncați cel mai bun pui din Londra.
Deci avem un pui întreg aici, la două persoane. Încep ca bărbatul cu un picior din găină. Și mă la cartofi dulci, eu îți fac cartofi dulci. Cartofi blană. Bă, se doare. Se simte că e cumva de casă, știi? Ăla-i tare. Condimentat bine, foarte fragedă carnea, topește așa frumos în gură. Deci se termină repede puiul, asta vreau să zic. Când poți să stai să filmezi, nu poți să mănânci. Deci, Cătălin, asta e maxim ce am putut face, n-arată cea mai sexy. Da, atât m-am chinuit și eu și Cristi și-o mai rămas ca... Da, într-adevăr, într-adevăr, pentru două persoane e un pic cam... Trebuie să spun că a fost foarte bun. Deci a fost fiecare bucată din pui, nu numai aripioarele și alea, toate au fost foarte gustoase. Eu mă bucur că ți-a plăcut. Chicken Shop lucrez de 4 ani jumate. Ești foarte loial. Da, da, da. Eu de asta nu prea este, după cum știm, tot timpul căutăm ceva nou, să schimbăm, să nu știu nu, ce. Nu-mi place să schimb. Da? După o experiență de 10 ani în Italia, okay, unde am muncit pentru o singură persoană. 10 ani? Deci nu-mi place. În România la fel. O singură persoană și atât. Simțeam că pot mai mult. Uh-huh. Iar Londra e orașul tuturor posibilităților. Am mai găsit un român care mi-a recunoscut figura. Salut, eu sunt Mircea. Salut, Nicoleta. Bună, Nicoleta. Ce faci aici în Londra? Sunt pianistă și profesoară de muzică. În mod special mă ocup de ore private de instrument, respectiv pian și teoria muzicii. Pregătesc copiii pentru examene ABRSM, examenele de stat și mai activez ca și pianist din când în când am concerte. Românii sunt niște oameni de calitate. Eu nu sunt genul de om care fac politică, dar noi chiar avem oameni artiști și muzicieni, că vorbim despre artă la un nivel foarte înalt. E păcat că nu ne știe Europa așa de mult. Acum, după ce ai văzut cele două culturi, știi? Și ai intrat în contact cu foarte multe culturi. Ce sfat ai dat românilor? Primul sfat, să nu se mai simtă prost că sunt români, ar trebui să se simtă mândri. Și unde merg pot să arate cei mai buni din ei, pentru că de fapt asta încercăm să facem. Eu am fost foarte respectată ca și româncă la facultate și, by the way, ca să vă dau un exemplu, am întâlnit un coleg francez, suntem prieteni foarte buni acum, sunt prima româncă pe care eu l-am întâlnit-o, până atunci credea că românii sunt țigani, okay, și cerșesc și cântă pe stradă. El credea că eu sunt italiancă și acum suntem prieteni foarte buni, vrea să vizitez România. Pentru că suntem în Anglia, în patria fotbalului, n-am avut cum să nu vorbim cu cel mai tare fotbalist român din Anglia. Salut, George! Salut, Mircea! Mulțumesc că ne-ai primit aici. Nici o problemă, vă așteptam. Și avem acces la un club de fotbal cu tradiție, nu? Da, chiar e cu tradiție și un club care are condiții și care se impune în fotbal englezesc. Mulțumesc mult! Ai lucrat mult la semnătură? Nu, mi-a ieșit sincer. Așa, la... Adică știu că mulți care vor să devină fotbalești și zic, bă, efectiv e greu să stăm acasă semnătura. Ai făcut și tu chestia asta? Nu, mie mi-a venit chiar la... Am avut alta înainte, după aia mai inventat eu ceva și dintr-o dată am zis, bă, asta e gata, asta e... Nici nu l-am văzut de aici, niciodată. Din tribune, știi? Da. Chiar se vede, da. Superb. Cristi, să te descalzi, da? Sunt foarte curios, știi că mie mi se pare că la fotbal reporterii repetă aceeași întrebări cu jucătorii. Urmează meciul cu Dinamo, zice lumea că ești nou Lionel Messi, trebuie... Care e întrebarea care te irită așa când se tot repetă? George, ce jucător ai preferat de la FCSB? Ce zici de... Suntem buni în ceea ce facem, sincer chiar suntem buni și românii chiar au talent și au... Avem... Treaba asta cu stranierii și cu lumea de afară care ne consideră probabil un pic mai jos decât ei sau nu știu. Și sincer mă bucură faptul că pot să schimb ceva în legătură cu asta și că vreau să schimb ceva și nu doar eu, ci toată lumea care încearcă să aibă succes. E un plus pentru România, un plus pentru români și asta e bine pentru noi. Pe mine mă urmez mulți tineri și când zic tineri, hai să zic de la 14 la 18 ani, da? Dacă ai putea să le dai un mesaj, să...
ca și cum ți-ai dat ție la 14-18 ani la George, să zic, bă, George, fii mai cumva. Ce mesaj l-ai dat lor? Da, hai că o să zic, că sincer, mesajul pe care mi-l dau încă și... E sfatul să nu renunți niciodată la ceea ce îți place și la ceea ce crezi cu adevărat că, că poți să reușești. Uh-huh. Ăsta e sfatul principal, să nu iei pe alte căi și să fii mereu concentrat și să te agați cum ar fi de orice situație și de orice lucru care te poate ajuta. Uh-huh. Urmează meciul cu Dinamo. Italiencele sau britanicele? Româncele. A, știu, deci italiencele, că în Italia sunt mai multe românce, știi? Da, exact, adică că zici italiencele sau britanice și ești în Londra, vezi tot românce. Sau exact. Ești în Italia, vezi românce și crezi că sunt italiencele, necunoscându-le, zici, mamă, da, italiencele, dar nu, cred că sunt românce și alea. Mai am o întrebare, care este clipul tău preferat de la Mircea Bravo? Stai, cam câteva. I guess nice, but... Dacă mă gândesc bine, când am început fotbalul și am ajuns la Inter, că acolo a început treaba asta, pot să-ți enumăr o grămadă până în ziua de azi cu care am jucat și care s-au comportat excelent și dau dovadă de oameni incredibili. De la Zanetti până la Cambiaso, Palacio. Jucam la Inter, am ajuns la Primavera și pur și simplu ajungeai la echipa mare și oamenii îți dădeau sfaturi, stăteau lângă tine la masă, mâncai cu ei, îți deschideau ușa, adică mi-am dat seama că de acolo pornește în mare parte succesul, dar succesul cu adevărat, adică ăla care ține pe lungă durată chiar și după fotbal, că dacă ești om, părerea mea, fotbalul e scurt, până la 35 de ani, dar după, dacă ești apreciat ca și om, cred că câștigi mai mult în viață decât ca și fotbalist. În final vreau să vă spun că aici, în Anglia, m-am simțit ca acasă. Am găsit comunități de români foarte bine legate și cu oameni care se ajută între ei. Mi-a dat seama că dacă ești un om muncitor și valoros, schimbările politice, cum ar fi Brexitul, nu au cum să te afecteze. Mulțumesc încă o dată Banca Transilvania și să ne vedem în următoarea locație din Europa.